din el, care avea Biblie. Prima dată eu am văzut Biblia la dânsul în casă. Era miticuță și era cu foile rozove la margine, dar într-o altă. Și era mărânțită. Întâi duminica, el se la dânsul în casă, se grămădie doctor asta, o soră medicală, era soția la învățătorul care preda istoria la noi în sat. Și el totdeauna, întâi duminica, vineau și citeau din Biblie. Și pe urmă bunelul îmi spunea multe mărturisiri din Biblie. Atunci prima dată am auzit deci, Biblie. Toată duminica asta, eu știu de Biblie împreună. Da, câți da, da. Câți erau ei? 4, 5? 4! 4, 4 oameni. Erau. 4 da. Oameni toată duminica, da, eu da, de Biblie. Da, da, da. Ce da. Mai frumoasă zidere sub acasă. Da, asta era prin anii... Tac, 68 eu am întuit. Eu eram prin clasa 5, a 4-a eu am văzut. Așa asta eram. Mi-a plăcut să ascult istoria mătușei mele despre felul cum oamenii se adunau pentru o duminică întreagă să citească din Biblie împreună, să discute lucrurile pe care le vedeau acolo. Mi-amintesc când am fost în vizită la Colebaș, acolo mi-au spus cum atunci când s-a început biserica, era, nu, când deja era vremea lui Antonescu și erau mari persecuții, zice, credincioșii din biserică se duceau duminica pe deal, aveau o cramă, un bordei acolo era, între vii, s-adunau în bordei acela, închideau ușa și unul stătea la ușă, crăpau puțin ușa și cu lumina aceea care se vedea, unul citea din Biblie, restul stăteau tot și ascultau, nici măcar nu puteau să cântec, el citea încet să nu fie auzit de alții, apoi se schimbau, citea altul și așa toată duminica o petreceau în citirea Scripturii. Iată, acum, noi avem acces deplin la Sfânta Scriptură toți. O avem în format tipărit, oriunde poți o găsești, la orice biserică, cred că evanghelică, dacă vei merge, îți vor oferi o Biblie. Cel puțin la noi, dacă vii, totdeauna îți vom oferi o Biblie dacă ai nevoie de ea, la Biserica Buna Vestirea din Chișinău. Noi ne aflăm pe strada Vasile Alexandriu, 133. Duminica la ora 10 ne puteți găsi, dar totdeauna, pe parcursul săptămânii, oricând veniți, tot găsiți pe cineva. Avem și o cafenea, așa că numai decât găsiți pe cineva. Dar ce vreau să vă zic acum este acces liber la Biblie. Avem posibilitatea să o cumpărăm, o găsim și în unele magazine, în magazine bisericești se găsește, o poți descărca. Sunt o sumedenie de programe biblice, iată eu folosesc My Bible, unde poți avea toate traducerile deodată. Deci este acces mult și putem toți să găsim acces la Biblie. Dar cu părere de rău, foarte puțini sunt cei care o citesc. Oamenii ascultă predici, ascultă, nu știu ce, credincioși, creștini evanghelici, ascultă predici, dar cu părere de rău, nu citesc Biblia. Ei se bizuiesc pe predici, nici măcar nu verifică dacă este scris în Biblie așa sau nu-i scris, iată, ați observat, eu ori de câte ori fac mesajele mele, totdeauna vă îndemn să verificați în Biblie, deschideți Biblia, luați-vă notițe. Și asta e foarte periculos, pentru că din moment ce nu verificați ceea ce este scris în Biblie, puteți foarte ușor să fiți duși în eroare. Iată, mi-amintesc de creștinii din orașul Berea. Când au venit ei, când au venit apostolul Pavel acolo, venit și a predicat Evanghelia, oamenii aceia, când au ascultat Evanghelia, zice, ei verificau, ei cercetau Scripturile ca să vadă dacă este așa cum li se propovăduiește. Ei! Fiecare suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Acum s-au înmulțit multe ereziile și învățăturile mincinoase și fiecare suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de deciziile care le luăm. Să nu creadă nimeni că poate înaintea lui Dumnezeu să se îndreptățească zicând, păi da, așa mi-a spus preotul, eu am crezut cum zice preotul și eu sunt nevinovat. Nu, ești vinovat. Dumnezeu ți-a dat un cuget și cugetul ăsta trebuie păstrat curat și cugetul ăsta trebuie folosit pentru a verifica dacă este așa cum este scris în Scriptură. Vă îndemn tare mult să citiți Scripturile, să citiți Scripturile cât mai mult și orice mesaj care îl ascultați, orice predică care o ascultați, să verificați dacă este scris așa cum vi se spune. Apoi să judecați în contextul întregii Scripturi, dacă este așa cum ați fost învățați. Tare mult vă sfătuiesc să citiți cu familia Biblia. Noi așa am obișnuit cu copiii noștri să citim câte un capitol, citea fiecare și așa ne așezam seara, citeam și apoi discutam lucrurile. Asta ne ajuta grozav de mult. Cititul Bibliei vă va ajuta enorm de mult atunci când veți căuta să cercetați, să discutați lucrurile astea împreună. Și cred că multe biserici ar primi o foarte mare zidire sufletească dacă ar citi mai mult Biblia.
Dacă nu știți cum să cercetați scripturile, vă invit la seminarul pe care îl voi preda acum, zilele acestea, vineri, sâmbătă și duminică, 22, 23, 24 septembrie 2023, la Biserica Buna Vestirea din Chișinău. Voi preda capitolul 3 din epistola a doua a lui Petru. Vom învăța despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, despre zilele din urmă și vom învăța despre pericolul prorocilor mincinoși, cum să-i deosebim prorocii mincinoși și să ne ferim de ei. Dumnezeu să vă binecuvânteze, pace multă!